Ну, а ты что? Comisarul șef adjunct al protecției consumatorilor a demonstrat că atunci când trebuie să vorbească despre activitatea din instituție, dă în bâlbuială și este complet în afara subiectului. Am oameni care pleacă la Bârlad, pleacă cu mijloc de transport în comun. Se documentează? Nu. Deci, fac control pe banii lor sau cum? Ei nu, se deplasează, mă rog, la Bârlad și acolo fac controle pe jos. Și se deplasează la Bârlad pe ce bani? Pe banii cui? Pe banii lor. Nu. Știu. Adică vin la muncă cu bani de acasă sau cum? Da, ei. Ce să le fac? Asta e stare. Câți transportatori au fost sancționați și care este sancțiunea pentru astfel de eficiențe? Chiar nu aș putea spune câți transportatorii am amendat pe chestiunea în cauză. Cred că doi. Că noi nici nu avem foarte mulți. Dar... oricum, când de controlat au fost toate rotele. Cum a fost sancționat? Păi, contravențional. Cu amendă. Da, s-au primit amenzi, da. Da, amenzi. Nu sunt am niște amenzi foarte mari, dar de fapt instituția mea nu prea dă amenzi mari. Supărat că a fost criticat pentru lipsa de profesionalism, distinsul comisar, jurist de profesie, s-a făcut foc și pară pe jurnaliști. A decis, de la sine putere, să nu mai trimită banalele comunicate de presă decât celor care au scris frumos despre domnia sa. Ne tratați cu spatele? Vă deranjăm? Păi știți că funcția dumneavoastră implică și discuții cu ziariștii. Îmi pare rău că vă deranjez. Ați putea să-mi spuneți că vă deranjez dacă aș veni la dumneavoastră acasă, dar sunt într-o instituție publică. Și nu e normal cum procedați. Nu este adevărat. Deci păi, noi de ce nu primim mail-uri de la dumneavoastră? Și alte instituții primesc? Dați-mi mail. Ce să vă dau? Mail. Eram în lista dumneavoastră, dar ne-ați scos. V-ați supărat pe noi că v-am criticat sau de ce? Șeful regionalei Iași a Comisariatului pentru Protecția Consumatorului nu a fost încântat de atitudinea deplasată a comisarului Vasilache și a reacționat prompt. După ce a fost atenționat de superiorii săi, constrâns de situație, comisarul șef adjunct și-a revizuit atitudinea.